Hei, salutare dragilor! Bun venit la un nou episod din Minecraft CoFG. Ce mai faceți? Bine? Da? V-ați bucurat în episodul 100? Că am luat animăluțe? Da? Și eu. M-am bucurat foarte mult. Le avem acolo, uite, oița de aur. Oița specială. Și celelalte 10 animăluțe. Avem în total 11 animale. 11 animale, 10 legate de lesă și o puicuță. Tânc. Hai să vedem dacă mai facem două. N-am mai făcut. Bun. Trebuie să facem cumva să ne organizăm cu animăluțele. În primul și în primul rând, trebuie să ne gândim la hrana lor. Da? Hai să ne gândim la hrana. Am dat dublu click pe poartă? Cum am dat dublu click? Am dat dublu click din greșeală. Eu n-am pe mouse buton din acela de dublu click, deci nu știu cum am reușit. Bun. Hrana găinilor. O am aici asigurată, gârleanu. Hrana porcilor. Știm bine că nu mănâncă acești cartofi, ca atare ne trebuie morcovi. Hai să vedem ce morcovi avem prin bază. Din câte știu eu, mai am niște morcovi pe aici, pe undeva pe sus. Alo, gălăgia! Bum! Îi dedusem la maxim pe mobii prietenoși ca să-mi aud oaia maro pe care am avut eu vedenică. O vedeam. Ah! Ăsta a dispărut. Nu știu că v-am mai zis, dar ăsta a dispărut. Nu știu cum a dispărut. Și culmea, el neexistând, ăștia n-au voie să se mulțească, da? Și teoretic nu se prea mai mulțesc. Dar uite cât sunt aici. Hai să facem o mică socoteală. Bun, nu mai facem nicio socoteală. Și cum ziceam? Facem o mică socoteală. Deci avem grupul ăsta de aici, de sub mine. Îi avem pe ăștia de aici, de sub mine. Avem pe ăștia, de sub mine. Și pe ăștia, de sub mine. Mai sunt câțiva răzleți, dar ăia nu se pun, da? Bun. Hai să vedem pe ăștia de sub mine. Apoi, uite câte colțuri au. Uite câte colțuri au la capete. Aici sunt vreo 175. Aici sunt vreo 190 și ceva. Aici sunt vreo 220 și ceva. Și aici sunt vreo 170 și ceva. Deci 170 ori 2, 340, cu 200 și nu mai știu cât am zis, sunt 5, vreo 700 de săteni acolo. Lejer vreo 700 de săteni. Așa că dacă e să mă mir de ce nu merge mie bine harta, cred că mă supăr și sparg blocul ăsta și torn o găleată cu lavă. Ar fi cel mai simplu. Bun, dar deocamdată merge ok. Adică pe lângă 700 de săteni să mi se miște așa. Și eu mă mir. Servus, oița galbenă. Ce căutam eu aici sus? Morcovi. Nu! Și parcă în această cutie aveam niște morcovi. Și nu mai pic, jur că nu mai pic. Ce-am făcut? A spart o torță. O pun la loc. Da, uite, 20 de morcovi și 3 carpete. Hai să o golesc pe toate, fiindcă toți sunt gol. Și să o și sparg. Așa. Și mi-ar plăcea foarte mult la un să-i schimb lui ăsta recolta de cartofi cu morcovi. Ce drăguț culege el acolo. Ce mi-a plăcut acest proiect. Foarte frumos proiect. În caz că nu l-ați văzut,
Cred că o să pun un link în jos în descriere. Nu ezita să vedeți descrierea la sfârșitul episodului. Cred că o să pun un link în josul descrierii pentru cei care n-au văzut proiectul cu ferma automată, unde nu trebuie să fac absolut nimica și unde acel sătean culege cartofii și cartofii îmi vin pe aici. Ia să vedem dacă îi vedem. Din când în când urcă pe aici cartofi și intră în acele cutii. De fiecare dată, practic, de când în când culege acel sătean cartofii, îi aruncă și vin pe aici. Dar acum nu îi vedem pe filmare, evident. Dacă nu filmam, urca o gălăgie de cartofi. Dar hai să vedem câți cartofi avem pe aici. Deci, în cutia aceasta de jos. Bun, e plină. Asta, e plină. Asta, e plină. Asta. Trebuie să mai fac un hopper și două cutii, să mai adaug aici niște straturi. Dar ar trebui să schimb cartofii cu morcovi, fiindcă porcii noștri mănâncă morcovi. Hai să vedem pe unde mai avem noi niște morcovi prin bază. Cred că știu eu pe unde mai am niște morcovi prin bază. Ia să vedem. Aici, niciun morcov. Niciun morcov. Oh, o pielicică. Bun, e bine de știut. Dar niciun morcov. Aici. Bun. Hai să vedem aici. Ce faci mai aici? Aici mi-ar trebui o sabie de looting. Da, cred că o să-mi fac o sabie de looting neapărat. Acum, că am și o sursă sigură de piele, nu asta, pot să-mi fac liniștit o sabie de looting și să o prind aici undeva. Amă! Astăzi e episodul cu căzut de la distanță? Ce se întâmplă? Ia să dărâm eu astea, că nu ne mai trebuie. Așa. Așa. Bun. Și aici mi-ar trebui o sabie de looting. Cu looting aș putea să fac rost de mult mai multe oase, mult mai multe... Ce? Gunpowder? Rotten Flesh n-am nevoie, fiindcă am deja o fabrică de Rotten Flesh. De fapt, stai să mă uit aici. Deci, săgeți nu-mi trebuie. Oase, super. Sfoară, super. Deci, de la păienjeni, numai că păienjenii de obicei mor. Mor. Foarte rar se prinde pereți, au viață mai mică și când pică mor. Da, o să fac eu eventual un mecanism. Uite, morcovi, 4, bun. Ce aș mai avea nevoie? Ah, de glowstone și de redstone și de... Dar cred că și vrăjitoarea mea moare. Ia, oricum, hai să facem liniște în sat și să mergem să înmulțim acești morcovei. Fiindcă am doar 24 pe tot serverul. Deci, dacă mă omoară acum un creeper și încă un creeper moare lângă mine, mă explodează, s-au dus toți morcovei de pe server. Poți să-i spun și așa, nu? Ok, unde suntem? Aici. Tâng, 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 tâng. A, uite, un clay. Am clay în bază. Nu mi-a zis absolut nimeni. Ok. Culegem tot grâul acesta. Mai am loc? Mai am loc. Așa, și plantăm morcovei. Și plantăm... A, i-am în mână. Nu. Era să mănânc cu morcov. Așa, și după aia, treptat, treptat, o să schimbăm ferma de cartofi în morcovi. Ăștia au fost toți morcovii mei. Restul punem tot grână. Și după aia, mai departe scrie în carte. Fiindcă va trebui să fac vreo 2-3 tranșe din astea până am destul morcov. Dar,
Hrana porcilor începe să devină asigurată. Hrana văcuțelor... Am ceva greu. Am ceva. Dar nu este automatizat nici pe departe. Aș putea să... De acolo am cutia, de sus, de tot. Uite, nu mai știam de unde am cutia asta. Deci... Asta trebuie puse bine. Hrana iepurilor. Dacă nu mă înșel, e tot morcovul. Și calul mănâncă atât cât și... Și mere, mănâncă baloți de paie, mănâncă angroșan de tail. Și ce mai avem? Vaca mănâncă tot grâne și oaia tot grâne, nu? Hai să ne asigurăm puțin că este așa. Doi morcovi pot să iau și eu de aici, nu? Nu se supără absolut nimeni pe mine. Ca să mulțesc puțin și... Nu te sparge. Bun. Așa, și așa, și așa, și așa. Așa, și mulțim și porcii. Yes. Deci, mulțim porcii. Unde ești? Mulțim porcii. Mulțim de vaci, oi. Și hai să mulțim și iepurii. Nu te sparge. Bun. Și mulțim și iepurii. Iepurii... Din câte știu eu, de când eram mic, 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 mănâncă morcovi. Deci și iepurii din Minecraft trebuie să mănânce morcovi. Țin să vă spun, să... Țin să vă recunosc că... He? Ce faci, mă? Tu ești aia mică? Tu ești aia mică de care te-ai făcut mare? Ce drăguț! Bun. Ia, tu, cu tu dragoste. Superb. Tu. Cu tu. Cu tu, cu tu. Corect. Ia uite-i. Au venit. Și-am făcut achievement, și-am făcut achievement. Hai. Simțiți-vă bine. Simțiți-vă bine acolo între voi. Un iepuraș mic? Yes. Și porcușorul. Tânc și tânc. Și un mini porc, a, ce-mi place, cât capul poate să aibă. A, ce drăguț. Bun, deci repopulăm. Cum zicea și achievement-ul nostru. Repopulation, domnule. Population of the celebration. Hai să facem puțin nani, că este... Mamă, unde-i luna? A, nu-i chiar atât de avansată, nu? Nu, bun. Și singurul lucru pe care nu mai pot face cu animăluțele este să sper că primesc... N-am primit. Bun. Acestea sunt animăluțele mele. Unde mi-e porcușorul cu capul mare? Unde mi-e porcușorul cu capul mare? Trebuie să stea pe lângă mămica pe undeva. Uite-l! Ulu, câte capul ai! Da, acum nu mai pot să fac decât să aștept să crească și după aia să... A mâncat cineva? Cred că se pot hrăni din nou. Ia să încerc. Tânc, tânc. Nu. Bine. Nu se pot hrăni. Hrănim altă dată. Momentan. A, dar nu mai am fier. A, bă, da. Ia uite cât fier am. Hai să facem o sabie și poate ne dă niște looting. Încă o sabie. Săbiuț. A. Bun, avem două săbii. Și hai să vedem că avem o grămadă de experiență. Restul episodului îl investim în experiență și pentru asta ne trebuie lapis. Îl investim în enchanting. Restul episodului. Sharpness 4 sună foarte bine. Sharpness 4.
Looting 3 Sharpness 4. Yay! Looting 3 Sharpness 4 and Breaking 3. Super! Pasta ce ne dă? And Breaking 3. Hai să fac și pasta. Poate îmi dă și asta ceva super tare. Knockback 2, Sharpness 3, Unbreaking 3. Asta nu mă covează. Nu prea îmi place mie knockback-ul. Mai ales dacă te lupți cu... dacă te lupți cu scheleți și le dai și un knockback. Și din ultimile update-uri au așa un fire rate de zici că ce e. Mamă, de asta face atac 11. Atac 11. Știți ce înseamnă atac 11? Atac 11 înseamnă achievement. Mă duc să-mi fac un achievement. Looting 3. Super. Și hai să-mi iau și... Unde-mi iau? De aici am eu. Mi-iau o... Hai, unde l-am pus? Aici. Mi-iau o pielicică pe care o înconjor în bețe de aici. Deci pielicică la mijloc și bețe. Și am un item frame. Superb! Primul item frame pe care l-am făcut pe acest server. Și aia trebuie culeasă. Dar hai să ne facem un achievement. Hai să-i dăm și un nume. Looting. Cum să-i zicem? Hai să-i zicem mai întâi... Uite, îi schimbăm aici numele. Și zicem că vrem să se numească... Vreau multe resurse. Semnul exclamării. Pam! Vreau multe resurse! Așa se și numește. Super! Tânc! Ia să vedem, cum o instalăm noi la fabrica noastră de mobi. De mobi agresivi, evident. Care se spunează în întuneric. Uite, o pun aici. Unde o pun? O pun aici. Nu aici. Unde? Ia uite cum spară. Ah, nu. Dar dacă o pun aici? Unde e? Ok, deci o pun aici. Și eu îmi las sabia aici. Vreau multe resurse. Îmi iau sabia. Unde-i sabia? Aici-i sabia. Iau sabia și zdreng, îi sparg pe toți ăștia. Și n-am făcut achievement-ul. Sau l-aveam deja? Să se pune asta aici. Deci asta vine aici, Oase. Ia. Opțiuni. Achievements. Și cum se numește aia cu... Unde e sabia? Sabia. Nu e asta. Nu e aici. Nu e pătriul ăsta. Nu e nici pătriul ăsta. Asta. 9 hearts of damage. 9 hearts înseamnă 18 damage. In a single hit. 18 damage. Cum fac eu 18 damage? Cred că îmi trebuie smite și să dau un... Da, îmi trebuie cu smite. Și cu diamant. Ce faci? Tic. Ia, câte oase am aici? Os. 35 de oase.
Tot 35. A, că au rămas aici. Hai, dă-mi și mie mai multe oase. Doar 30. E, cert e că atunci când voi veni aici, voi folosi această... Am primit o armură de aur. De care, dacă nu mă înșel, mai am. Tot de la mob, evident, că nu-mi fac eu armură de aur. Bun, hai să punem pe asta aici. Vreau multe resurse. Uite, în poziția asta. A, ia uite cum se duce scrisul. Ce interesant, n-am știut că se ascunde scrisul după bloc. Ce tare! Voi știați? Nu știați, nici eu nu știam. Mă rog, voi sigur știați. Așa. Hai să vedem ce mai... Uite, armura asta o punem undeva la locul ei. Dacă pot să numesc acela ca fiind locul ei. Hai să vedem dacă putem să mai hrănim animăluțele. Și dacă mi s-au făcut morcovii. Aia e cel mai important. Fiindcă tot hrănitul... A, uite. Nici nu mă uit dacă s-au făcut morcovii mai întâi și mai întâi culeg astea. Culegem trestia. Tung, tung, tung. Hai. Hai. Așa. Culegem puțină trestie. Oricum avem și fabrica noastră de trestie. Dar deocamdată o mai ținem și pe asta. Ok. Ar fi interesant să mergem să vedem la trestie cum evoluează treaba cu nisip sau pământ. Asta ar fi cel mai tare. Bun, pe aici avem, n-avem, pe aici avem, avem o gălăgie. Te-am auzit cum ai mâncat ierbuță, să știi. Ok, aici pot să sar. Hai să pun trestia la locul... Ei. Mai facem un șir. Fiindcă n-am chef să mă duc până... Ho-ho, lasă-te acolo. Deocamdată o las aici. Ce am zis? Ah, trestia. Hai să vedem cum stăm cu trestia. În principiu... N-ar trebui să fie mare diferență. Acum am stat foarte mult. Nu, n-am mai băgat de mult în seamă. A, și avem fier. Avem fier. Hai că o mai lăsăm puțin. O mai lăsăm puțin. Unde-i fier? Fier. Redstone. Cobblestone. Deci nu am cobblestone. Am silktaș pe ăsta și n-am cobblestone. Bine, o să fac altă dată un... De fapt, o să fac între episoade un piston pentru a prelungi. Deci ăsta este episodul unde eu cad tot timpul de la distanță și mă necăjesc. Și hai să vedem. Deci, oricum, un piston am aici pregătit. Numai că nu l-am pus. 31. Plutește ceva pe aici? Nu plutește. Și aici? 38. 31, 38. Dar eu... Ok, aici sunt cu 7 mai mult. Dar nu sunt cu mult mai mult. Adică nu cu dublu mai mult. Asta este oricum random. Diferența de 7 la 30 nu înseamnă mai nimic. Dacă era, nu știu, 50-60, ziceam. Dar chiar nu există, credeți-mă, nu există nicio diferență dintre nisip și pământ când este vorba de crescut trestie. Ia că... Halo? Halo? 31? Și aici 39 sau ce?
Nu, păi de unde e ăla? A, mi-a zburat mie mână. Și cred că era de aici. Deci ar fi fost 33. Ok, sau 32 cu 39, nu știu. Pardon, mă scuzați. Ceea ce că avem mult mai multă eficiență dacă mai punem câte un piston aici și acolo. Nu l-am pus pe acesta, pe acesta. Nu l-am pus ca să putem să numărăm și putem în continuare număra. Uite, hai mă, deci 33 cu 38. Și uite, astea tot timpul plutesc pe aici. Am mai văzut că plutesc. Am mai văzut că plutesc. Nu știu. Nu înțeleg. Dar cert e că eu nu muncesc pentru astea. Nu? Așa mă, voi autompă... Nu! Dragilor, haideți să luăm o baie împreună. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod. Cum ne-am înmulțit noi animăluțele, cum am înotat foarte mult împreună, cum am căzut eu foarte mult și așa mai departe. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe. M-ar bucura enorm. Și ne vedem în următorul episod, unde o să continuăm cu... Cred că următoarele foarte multe episoade o să continuăm cu munca cu animăluțele. Avem niște targeturi în plus acum. După ce că treptat eu mă gândeam, hai să mergem în Nether, hai să mergem în End sau așa, acum avem multe alte targeturi. Deci numai bine. Ne bucurăm. O zi bună vă urez, dragilor. Pa, pa.